Fondurile alocate pe anul 2017 pentru investiții în sectorul vegetal au fost epuizate în primele 5 zile din etapa a doua de depunere a sesiunii anuale 2017. Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale primind 1163 de solicitări de finanțare în valoare totală nerambursabilă de 456,8 milioane de euro, scrie agerpres.ro. Numărul mare de cereri de finanțare pentru sectorul vegetal arată nevoia reală de investiții în tehnologizarea agriculturii în toate zonele țării. Este evident că fondurile disponibile sunt insuficiente pentru a acoperi tot necesarul de tehnică agricolă din țara noastră, dar cu toate acestea reprezintă un ajutor considerabil pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii românești, a precizat directorul general al AFIR, Adrian Ionuț Chesnoiu. AFIR precizează că depunerea proiectelor în cadrul sesiunii anuale s-a oprit înainte de termenul limită prevăzut în anunțul de lansare, pentru că valoarea publică totală a proiectelor depuse cu un punctaj estimat mai mare sau egal cu pragul de calitate a depășit 200% din alocare, excluzând valoarea publică totală a proiectelor retrase.